8 martie, ziua femeii sau ziua mamei? Ziua femeii se sărbătorește pe 8 martie și este o zi în care femeile sunt recunoscute pentru realizările lor fără a ține cont de diferențele naționale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. În România, ziua mamei a fost declarată sărbătoare publică începând din 2010 și este sărbătorită în prima duminică a lunii mai. Toate doamnele și domnișoarele așteaptă ziua de 8 martie, deoarece aceasta este sărbătoarea dedicată lor. Unii spun că 8 martie este ziua femeii, alții spun că este ziua mamei. În tot cazul, este vorba despre o sărbătoare dedicată reprezentantelor sexului frumos. Timp de o zi vor fi regine, vor fi alintate, răsfățate și prețuite ca nicio altă zi din an. Tocmai din acest motiv și restaurantele au fost pregătite din timp pentru petrecerile ce vor fi organizate în 8 martie. Așadar, doamnele și domnișoarele nu mai trebuie să facă altceva decât să-și găsească ținuta perfectă pentru o zi perfectă. Restaurantele au fost luate cu asalt în această perioadă de către sexul frumos. Bineînțeles, doamnele și domnișoarele din Făgăraș au dorit ca ziua de 8 martie, ziua internațională a femeii, să nu le prindă pe picior greșit, așa că și-au rezervat un loc la unul din localurile care vor organiza petreceri de ziua femeii. Bineînțeles, nu vor lipsi surprizele care vor face inimile femeilor să tresalte. Așadar, doamnelor și domnișoarelor, nu mai faceți altceva decât să vă lăsați copiii la bucătărie și veți avea o noapte doar pentru voi.